Am zis că las că ne plimbam un pic cu mașina și după aceea vine înapoi. Au făcut de două ori turul satului, pe șosea, și de asta au și fost filmat el, că la magazin au camere de la vedere și au fost identificat. Cu fetița în mașină, că altfel dacă nu era cu fetița în mașină, nu, că nu știa că e el. Și a doua oară fetița o țipa și a început să plângă, că se oprească iar aici. Și nu a oprit. Și a zis că oprește-mă, las-mă acasă la mama și la tată. O dus-o până la, aproape de canton, așa se cheamă la noi aici. Și acolo a întors mașina înapoi și a adus-o la cimitir. De ea speriată, foarte speriată fata, o dat-o jos. Nu a adus-o până aproape de casă aici. Dar aproape de canton acolo a zis că a mângâiat-o pe picior. Ce i-a făcut el? Ea atât a spus, că a mângâiat-o pe picior. Și când ne-a uitat de aici, vedeam, am văzut fetița că vine. Dar în timpul ăsta am anunțat și poliția. Și vine cu sacoșa. Cu pâinea și cu... Și vorbea, dar vorbea așa, speriat, foarte speriat. Cam cât timp a lipsit? Cam în jur de jumătate de ori, cam așa. Fata așa da seama din discuția cu el, vorbea stricat românește, în ce limba s-a înțeles, cum s-a înțeles? Ea a văzut că românește, pot da, și eu a spus că... că să-l cit, fi sigur că și străin vii, că nu vii în România să nu știi deloc românește. Măcar urcă în mașină sau... cuvinte de astea care e simplu. Deci el a vorbit în limba română? În limba română, da, s-o înțeles cu dânsul, dar nu vorbea mult, o vorbi prea puțin. Poate s-o dat-o jos, fie ce s-a făcut și eu venit de la poliție, până de seara de la Miroslavă, de aici. Și a doua zi, a doua zi, a venit domnul de la procuratură. Sau tot seara a venit, dar a venit și a doua zi. Cam vreo 3 săptămâni, așa, a doua zi o luat-o pe fetiță și o dus la protecția copilului acolo, la psiholog. O stat cu soția o zi. Și am așteptat cazul până a venit domnul de la primă, de la prima n-a mai venit nimeni de la poliție. Că a zis că se înaintează dosarul mai departe, nu a zis că la București. Și dosarul a stat și până acum, am înțeles, până pe 24, până s-a dus presa să verifice. Și să găsească dosarul fetiței acolo. Ca și cum nu s-a întâmplat nimic. V-a spus fetița cum arăta? L-a descris? Sigur că da, este descris. Pentru că domnul, când a venit și o... domnul de la procuratură. Cu imagini, cu de aici, de la magazini, la toate trei magazini. Cu mașina, la ce oră trecea și... și l-a recunoscut fetița. Pe camere și cu cercelul în urechi și acum domnul care zici că e mort, exact domnul care în aceeași urechi are același cercel. Poate să nu fie cercelul, cum da, mulți. Dar acum, în ultima săptămână, a venit cineva de la poliție, la procuratură, îți vă arăt o poză să vă întrebe dacă e olandez sau nu? Nu. Deci, de când... De anul trecut, din 2018, n-a mai venit nimeni. Nimeni nu mai vine. Nimeni, absolut nimeni. Cum vi se pare? 3 ani de zile și până la urmă nici nu s-a aflat agresorul, nici nu a mai venit? Păi noi în perioada asta chiar nici fetița nu mai lăsam singur, însoțeam, deci acum nu mai, mi-a spus să nu-ți mai urci în mașini, nici băiatul, și chiar a fost învățare de minte și pentru cei de aici, de la casa de copii, de la noi, deci... Păi așa, te urci în mașină și ceva, și nu s-o mai auzi nimic. Credeți că ar putea fi bărbatul vinovat de partea din Mendovicea? Acest olandez? Cred că da. Cred că da. Pare un pic mai matur acum de asta, față de cum era atunci în pozele care le rețin eu pe toate, care sunt la dosar acolo la procuratură. El pare a fi. Atunci era cu codiță un pic, acum nu mai are, e schimbat un pic. Credeți că se putea face mai mult? Să se identifice mai repede? Sigur că dacă eu umblam și știam unde să mă duc, poate se putea face mai mult. Că vedeți cum o să lăsa dosar așa. Izvele, știi, undeva pus deoparte. Până nu se întâmplă cazuri, uitați, vedeți, mai grave decât cu fetița care... Puteam să nu mai văd. Putea că el cum a luat-o de aici, se întâmpla exact la fetița ta. Eu că a murit? Nu. Nu am văzut reportajul. Mulțumim.